Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine și eu sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Până vă alegeți voi ceașca, ceașca albă sau ceașca roșie, vom deschide de pe 22, 23, 24 decembrie să vedem ce ne va spune ceștele noastre pentru aceste zile. Și vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase! că într-adevăr mă bucură foarte mult că la foarte multă lume au început să vină minunile în viața voastră. Pentru mine asta este o bucurie foarte mare, asta arată că rugăciunile și îngerii vă aduce minunile în viața voastră, dragii mei, să știți, rugăciunile au efect, să știți asta. Eu mă stărui cât de departe, cât de puțin să vă ajut să dea Domnul să fie totul bine. Cum am zis, Faceți ritualul cu lămâia, care ziceți că patul vostru este până jos. Puneți lângă pat. Este unde a ajuns să fie lângă tine unde tu dormi, dragii mei, să știți, ca să vă poată aduna negativitățile de ochiul, blocajele de deasupra voastră, să știți asta. Și eu am pus odată cu voi și am să vă arăt și eu. Dacă nu mă greșesc, marți este a 8 zi, și a 8 zi marți am să vă arăt rezultatul meu. Să dea domnul să fie și la mine totul bine că eu încă nu a, nu știu ce este în lămâie, cum am zis eu, cum am pus o supat așa stă acolo, și vă, am să vă arăt și eu rezultatul dragii mei. Să știți? Pentru că eu acest ritual al fac mereu. să știți că este un ritual foarte bun care a, a strânge. În ea negativitățile și toate blocajele dragii mei să știți Așa, dacă vă ați ales ceașca să deschidem pentru 23, 24, 25 decembrie Să vedem ce ne va spune ceștile noastre Să dea domnul să fie totul bine Și cum am zis, dacă încă nu ești abonat Abonează-te, deschide clopoțelul pentru a fi la curent de toate videourile pe care le fac Și atât dragii mei Așa, să deschidem primul Ceașcă și apoi vom deschide pe doi să vedem cine ne va spune ceștele noastre S-a răsturnat toate greutățile dragii mei să știți Asta este prima ceașcă dragii mei Uitați-vă acel înger vedeți după cum am deschis ce îngeraș este aici dragii mei vedeți Este un îngeraș cu aripile deschise dacă vedeți și uitați-vă aici lângă acest îngeraș este o inimă dragii mei dacă vedeți Asta ce înseamnă? Uitați-vă, vedeți acel îngeraș? Cum am deschis, cum mi s-a arătat, uitați-vă cum stă cu aripile deschise acel înger, dragii mei, se vede foarte, foarte bine, să știți. După cum am deschis, cum a ieșit un înger cu aripile deschise și lângă acest înger este o inimă, asta ce înseamnă? Că îngerii sunt lângă voi și îngerii vă relaxează inima, îngerii vă aduce bucurie în viața voastră, stați liniștiți. Este unde ajuns să faci cu încredere, este îndeajuns să ai încredere în îngeri și îngerii mereu o să-ți aducă minunele în viața ta. În fiecare zi când te trezești, zi 7, 7, minunele să vină în viața mea și o să vezi că în viața ta o să se schimbe foarte, foarte multe, dragi mei. Să știți cum am zis, acest înger vă arată că vă zice că eu sunt lângă voi, stați fără grijă, este unde ajuns voi să credeți în mine atât. Nu în mine, în îngeri, dragii mei, să credeți Pentru că îngerii o să vă facă tot posibilul ca voi să fiți fericiți, dragii mei, să știți asta În casa voastră vreau să vă zic În următoarele zile să știți că vă între bani, dragii mei Uitați-vă ce plută este în fundul ceștii Aici este o plută, dragii mei Asta ce înseamnă? Pluta înseamnă fericire, bucurie, amor tot ce îți dorești va intra în casa ta, în casa ta deja este acea plută, o să începi să plutești în fericire, în bucurie și ceea ce îți dorești vei ajunge cu rezultate bune, dragii mei, să știți, pentru că într-adevăr și această plută este încărcată cu fericire, să știți asta. O să vedeți că în următoarele zile, într-adevăr, în viața voastră o să se întâmple o mulțime de minuni și o să vedeți că într-adevăr pluta foarte rar iese așa în casă, dragii mei, direct în mijlocul casei voastre. Asta vă arată că veți fi fericiți, o să aveți ceea ce vă doriți, dragii mei, să știți. Să vedem, să vedem, să vedem ce mai este aici. Aici, dragii mei, văd un bărbat. Acest bărbat văd că de parcă are așa probleme cu picioarele, poate să fiți și voi dar foarte, acest bărbat sau această femeie mereu purtați așa e, broboadă sau șapcă purtați, dragii mei, să știți, dar parcă aveți probleme cu picioarele. Începând de la șira spinării vă lovește aceste dureri de picioare și într-adevăr mergeți câteodată chiar greu și pe umăr, chiar câteodată vă văd și așa uneori încărcați de aia vă doare și șira spinării foarte mult, ridicați greutăți, dragii mei. De aia aveți acele uh, dureri de spate, să știți Într-adevăr, foarte mult ridicați greu, să știți asta Mai lăsați așa uh, greutățile și ridicați cât puteți voi, cât mai ușor pentru a scăpa de greutățile de spate, dragii mei, să știți Aici ce mai văd, să știți că în timpul următor voi o să alungați de lângă voi un dușman Pentru că aici ține, țineți un dușman, așa un șarpe de cap și îl dați afară, ori din casa voastră, ori la locul de muncă unde voi munciți, să știți că o să dați afară din viața voastră un dușman, dragii mei, și asta o să vă pară bine. Cum vă pleca acest dușman de lângă voi, o să înceapă banii să vină la voi, o să înceapă să vină fericirea la voi, pentru că în jurul vostru aveți așa o dușman dușmancă, această femeie mereu vă împiedică ca să aveți noroc, dar să știți că în următoarele zile, această femeie, această dușmancă din viața voastră o scoateți definitiv, să știți asta, și o să vedeți cât de bine o să vă simțiți după ce o să iasă această femeie din casa voastră sau din uh, mijlocul vostru, să știți asta. Să vedem, să vedem. Aici văd litera A, P, S. Și nu, dragii mei, vreau să vă zic că peste aceste deasupra acestor litere, este o săgeată, dragii mei. Asta ce înseamnă? Că vei crește, vei avea așa ridicări, fie financiare, fie în fericire, fie în muncă sau ceea ce îți dorești. Să știți că în următoarele zile o să aveți o schimbare în viața voastră, pentru că această săgeată, dacă era în jos, îți arăta că vei avea scăderi, dar, din contră, această săgeată este în sus și vă arată că o să aveți. Lucruri bune în viața voastră, să știți, dragii mei, o să aveți o schimbare în viața voastră. Aici văd cifra 1 și cifra 5. Poate să fie o oră, poate să fie o săptămână, poate să fie o zi sau 5 zile, sau 5 ore, sau poate să fie pe data de 1 sau pe data de 5. Veți avea așa, poate să fie un examen, poate să fie ceva o judecată, poate să fie ziua voastră de naștere sau altceva, să știți, dar o să se rezolve, o să se termine cu bine să știți ceea ce îți dorești sau ceea ce se poate să vă sune și la un loc de muncă pe aceste dăți, dragii mei. Să știți, într-adevăr, o să aveți așa o fericire că o să săriți de bucurie. Aceste numere, să știți că vă arată că veți avea noroc, dragii mei, pe aceste dăți, să știți. Să vedem, să vedem, să vedem. Vreau să vă zic că unele persoane în trecut foarte mult, așa cum am zis, de parcă ați avut deasupra voastră așa o mulțime de nouri, nu vă mergea ni bine în nimica, fie muncă nu-ți mergea, fie bani nu-ți mergea, pe, știți cum este o vorbă, pe ce punea mâna se usca, dar să știți că deja pe ce o să puneți mâna o să înceapă să înverzească pentru că toate drumurile, toate ușile pe care le dorești sunt deschise pentru voi dragii mei, să știți asta care ați ales că cu numărul 1 mai sunt aici două inele aceste două inele sunt împreunate asta ce înseamnă că pe parcurs pe următoarele următorul timp dacă poate partenerul tău să te ceară în căsătorie sau să ai o logodnă sau să primești un inel sau să vă meargă și mai bine în căsătorie să știți dragii mei pentru că aceste două inele sunt împreunate asta ce înseamnă că ori voastră o să fie mai legată o să vă iubiți mai mult unul cu altul, o să aveți mai multă înțelegere unul cu altul sau o să vă ceară iubitul vostru sau partenerul vostru în căsătorie sau să poate să trăiți o logotnă. Pentru că aceste inele sunt împreunate. Cum am zis, asta vă arată că o să fiți împreună până la adânci pătrâneți, dragii mei, să știți asta. Într-adevăr, a ieșit foarte, foarte bine să știți asta. Să vedem. Aici văd litera V. G și T Vreau să vă zic că aceste persoane care sunt în, în aceste litere În următorul timp poate să plecați la un drum Dar acest drum să știți că nu este pe hota, peste hotare Dar este un drum Poate să fie în alt oraș, poate să fie în alt sat Poate să pleci acolo la cumpărături Poate să pleci să-ți rezolvi niște acte Mai știu, dar vă văd mereu Vă duceți, veniți, mereu sunteți pe drumuri dragii mei Și asta vă... Deja vă obosit aceste drumuri, deja nici nu vă vine deja să vă duceți la aceste drumuri, pentru că într-adevăr la aceste drumuri ați cheltuit și bani și deja nu vă mai ajuns putere, pentru că de fiecare dată când vă duceți luați rezultate de nu și asta pe voi va obosit, dragii mei, să știți, dar stați liniștiți pentru că aici văd un nufăr, asta, acest nufăr este deschis și vă arată că o să vă meargă bine oriunde vei pleca. O să se alunge aceste în acești nou de deasupra ta și o să fii fericit, dragii mei, să știți asta. Într-adevăr, o să fie bine. Cum am zis, doar în prima ceașcă fiți atenți când ridicați, dragii mei, nu ridicați greutăți, că din cauza aceasta aveți foarte multe dureri de spate. În afară de asta, bani, fericirea este cu voi, să știți, scumpii mei. Cum am zis, în casa voastră este acea plută care deja plutește în casa voastră fericirea și iubirea, dragii mei, să știți. Uitați-vă! Cum stați deja așezați și luați o gură de aer, dragii mei. Deja vă simțiți mai bine, vedeți? V-ați așezat aici jos, lângă un perete și deja au început să plece nourii de deasupra voastră, din cauza voastră. A început să fie mai liniște în casa voastră decât în trecut, să știți asta. Așa, asta a fost primul număr, să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și numărul 2 ce ne va spune numărul 2 cum am deschis vreau să vă zic că numărul 2 este o pasăre și această pasăre de parcă are în clanțul ei așa o veste. Vă vine o veste de foarte de departe și această veste pe voi o să vă bucure că o să vărsați lacrimi de fericire această veste. Poate să fie astăzi, poate să fie mâine, poate să fie poi mâine, dar această veste este aproape de voi și această veste într-adevăr de mult timp o așteptați și o să vină acea veste la urechea voastră și la ușa voastră și o să vă bucurați foarte, foarte mult să știți. Aici văd litera T. Persoanele care sunteți cu litera T, în nume sau prenume. Vreau să vă zic de parcă acum nu știu ce, dar prea mult cheltuiți fiți atenți la cheltuieli, pentru că așa de mult cheltuiți, chiar câteodată nu vă ajunge banii până la sfârșitul lunii. Nu știu, poate aveți multe facturi, poate că ceva pe alte ce, sănătate cheltuiți, dar poate că și așa de dorință cheltuiți, dar vreau să vă zic să fiți atenți la cheltuieli, cei care sunteți cu litera T în nume sau prenume, pentru că văd foarte multe cheltuieli din mâinile voastre. Nu vin bani, dar banii iese din mâinile voastre. Să știți, persoanele care sunteți cu litera T, să știți. Fiți atenți la uh, cheltuiel, dragii mei, să știți asta. Aici văd un strugure, dragii mei, să știți că acest strugure este un strugure de poamă albă. Să știți că în următoarele zile o să fie o fericire mare pentru voi. O să vărsați lacrimi de fericire. Dacă era poamă neagră, asta veți vărsa lacrimi de, uh, cum să zic, Veți primi ceva greu, atunci înseamnă că o să plângi de, de tristețe, dar vreau să vă zic că această poamă este albă și o să plângi de fericire. Aici văd patru drumuri, așa o răscruce. Asta ce înseamnă? Poate să pleci la un drum unde este răscruce, dragii mei, să știți, și o să fiți fericiți la acest drum. O ceva o să se întâmple, o minune în viața voastră, pentru că Aici văd și acel dușman din viața voastră deja iese. Dacă aveți așa un dușman mereu, vă apasa pe suflet, să știți că o să fiți fericiți, pentru că deja acel dușman de lângă voi pleacă, se duce, să știți. Acest dușman vă ia toate lacrimile și pleacă cu tot cu lacrimile voastre, să știți, dragii mei. Într-adevăr, acest dușman pleacă cu totul de lângă voi, să știți asta. Să știți că aici văd munți, Asta munții să știți că într-adevăr este cea mai mare fericire. Acești munți sunt albi, de parcă sunt plini cu zăpadă. Să știți că și aici, în, deasupra acestor munți, este un cucoș, este un fluture. Asta ce înseamnă, dragii mei? O să primiți și vești, poate să primiți și cadouri. Poate că acum de Crăciun să vă vină mulți oaspeți, oaspeți. să știți că o să trăiți zile fericite pentru că acești munți Vă arată că ați trecut prin greutăți, ați trăit prin uh, probleme financiare, dar deja vreau să vă zic că deja sunteți în vârful muntelui. Să știți că de jos v-ați ridicat în sus, ați început viața voastră de la zero și acum sunteți bine, dragii mei. Într-adevăr, chiar când v-ați căsătorit, poate când ați început să, uh, în altă parte să munciți, poate că nici nu aveți nicio o lingură, poate că nu aveți niciun cuțit dar voi singur încetul cu încetul totul v-ați construit de la zero, să știți. Și asta acești munți vă arată că deja ești în vârful muntelui, dragii mei, deja ceea ce îți dorești ai construit tu, dragii mei, să știți asta. Pentru că vă arată că sunteți persoane puternice și viața voastră v-ați clădit-o de la zero, să știți, dragii mei. Într-adevăr, a ieșit foarte, foarte bine, să știți. <coughs> Aici văd patru găini, dragii mei. Asta ce înseamnă? Și cifra 6 și cifra 9 și cifra 8, să știți, dragii mei. Asta ce înseamnă? Găini tot înseamnă bani, dragii mei. Pe acestea deți poate să fie pensia voastră, poate să fie zărplata voastră, dar această pensie, această zărplată va veni mărită, va veni în bani, cu bani în plus, să știți. Și asta, într-adevăr, o să vă bucure foarte mult. Pentru că veți avea nevoie de acei bani, dragii mei. Cu cât mai mult, cu cât atât mai bine pentru voi. Pentru că aici mai văd și un melc care își târie casa în spinare. Pentru că ce înseamnă asta? Voi mereu munciți. Voi mereu vă aduceți la casă. Voi mereu vă câștigați pâinea voi singuri. Și asta o să știți că o să mergeți spre creștere, dragii mei. Și o să vă vină bani în plus. Poate să vină o datorie, poate să vină mai știu eu, zarplata sau pensia voastră mărită sau cineva să vă dea bani așa în plus, dar asta o să vă prindă foarte bine pentru că, cum am zis, pentru voi cu cât mai mult, cu atât mai bine, pentru că vă rezolvați problemele financiare, dragii mei, să știți, și asta inima vi se deschide. Când vă vine mai mulți bani, atunci vă bucură pe voi că vă puteți cât de puțin rezolva problemele care nu le-ați rezolvat în trecut, dragii mei, să știți financiar să știți că o să vă meargă bine și cu sănătatea o să vă meargă bine. Inima voastră să știți că în aceste zile este deschisă. Inima voastră nici o, în zilele următoare, cum să zic, nici nu o să plângeți, nici nu o să auziți așa rele. o să vă fie de bine, dragii mei, să știți asta, pentru că inima voastră este, știți cum este o câmpie cu flori deschisă și soarele luminează în acea câmpie, așa inima voastră o să strălucească, dragii mei, o să vă fie inima și mai ușoară. O să uitați toate tristețile, toate greutățile și o să vă simțiți mai bine. Să știți că intrați într așa într-o perioadă care nu o să vă pese de nimica și atunci inima voastră o să fie mai ușurată și mai bine, să știți asta, dragii mei. Cum dar faceți bine, ridicați-vă toate greutățile și gândiți-vă doar la bine și o să vedeți că toate o să vie de la sine, dragii mei. o să se rezolve totul singur, să știți asta. În afară de asta, să știți că în casa voastră vă vin oaspeți, dragii mei, într-adevăr vă vin niște oaspeți de la un drum lung, pentru că aici văd lume care dansează, lume care sărbează, poate să fie de Crăciun, poate să fie de Anul Nou, dar în casa voastră să știți că cu cât intră oaspeți, cu cât va fi mai multă fericire, dragii mei, să știți asta. Și ceașca numărul 2 a ieșit bine, să știți, dragii mei, să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și farfurie ce ne va spune. Dacă ar curge și mi-ar da voie să mă uit, ar fi bine. Că curge greu, dragii mei, să știți. Uitați-vă! cum între fericirea în casa voastră. Uitați-vă aici de parcă iese clanțul, ochiul, capul de pasăre, dragii mei. Vedeți asta ce înseamnă că în viața ta va intra vești bune, în casa, tra, în casa ta va intra fericire, în casa ta va intra bani, în casa ta va intra tot ce îți dorești tu, dragii mei. Uitați-vă aici ce pasăre vedeți, clanțul, ochiul, capul, și trupul este aici asta ce înseamnă că o să aveți vești minunate și o să vă pară foarte. Uitați-vă de aici parcă este și un cățeluș care doarme, care stă așezat. Cum am zis, într-adevăr, în casa voastră va intra fericire, bani și tot ce îți dorești tu, fie de la copiii tăi, fie de la soțul tău, fie de la cine o ar fi. Dar să știți că uitați-vă. Această pasăre vă arată că o să fie totul bine, cum am zis așa, dragii mei. Vedeți? Ce bine! Clanțul, ochiul, capul. O să aveți minuni în viața voastră. Stați liniștiți, scumpii mei. Așa. Sper să fie pe înțeles, dragii mei. Asta a fost deschiderea noastră pentru 23, 24, 25 decembrie. Să dea Domnul să fie totul bine. Eu vă doresc sărbători fericite, pline cu noroc. Să dea Domnul să aveți de aceste sărbători multă, multă bucurie, scumpii mei! Vă doresc o seară cât mai frumoasă! Aveți grijă de voi, eu vă iubesc! La revedere!